Bună dimineața și vă mulțumesc pentru participarea la acest webinar. Prezentarea de astăzi vă va oferi mai multe sfaturi despre indexarea, editarea, colaborarea și fluxul de lucru pentru managementul proiectelor Autodesk Recap. Veți învăța cum să folosiți Recap pentru a îmbunătăți eficiența în proiectele ce implică scanări LiDAR. Punctele prezentate în acest webinar sunt pregătirea unui proiect ce conține nori de puncte în Recap, optimizarea unui nor de puncte pentru proiectele Recap de dimensiuni mari, gestionarea unui proiect Recap în vederea colaborării, fluxuri de lucru automate în Recap. Odată cu progresul tehnologiei de scanare LiDAR a obiectelor, tot mai multe companii adoptă această metodă în fluxul lor de lucru. Această prezentare va vorbi despre cele mai frecvente întrebări survenite de la utilizatorii Recap și dorim să oferim răspunsuri și câteva sfaturi despre cum să lucrați eficient cu Recap. Recap este proiectat în module destul de distincte, bazate pe un flux de lucru. Import, care constă în citirea datelor brute, registrarea datelor, care constă în alinierea norului de puncte, indexarea, care constă în crearea de nor de puncte 3D, editare și analiză, și aici includem curățare, creare regiuni, măsurare, vizualizare, și modulul de export. Atunci când aduce scanările brute în Recap, sunt două etape, acestea fiind import și indexare. În etapa de import, Recap va analiza scanările brute și va converti scanarea în fișiere de tip RCC dacă această scanare este structurată. Faza de indexare va calcula informațiile derivate și va crea structura de indexare pentru norul de puncte. De la Recap versiunea 7.0, acești doi pași sunt paraleli. Dacă faceți click pe butonul Index, imediat după ce scanările brute sunt introduse, procesul de import și indexare se vor desfășura în paralel, așa cum arată în imaginea de mai jos. Diferența dintre pictogramă arată starea curentă a scanării. Utilizatorul poate verifica starea pictogramei pentru a vedea dacă scanările au terminat indexarea. În funcție de scopul pentru care s-a făcut scanarea, unii utilizatori pot micșora rezoluția norului de puncte, operațiune numită în Recap Decimation. Ei fac acest lucru pentru a reduce volumul datelor, în timp ce alți utilizatori păstrează aceste date intacte fără a pierde nicio informație. Înainte de Recap versiunea 7.0, în mod implicit, opțiunea de filtrare a zgomotului este setată la Medium. Ca urmare, unele puncte dispersate vor fi filtrate. În cea mai recentă versiune, setarea implicită a filtrului este modificată pentru a fi minimă, astfel încât să nu fie filtrate punctele dispersate. Dacă doriți să eliminați aceste puncte, puteți ajusta setarea de filtrare a zgomotului la standard sau mai agresiv. Dacă doriți să păstrați toate datele de intrare, ar trebui să utilizați minimal. Cea mai mare densitate de puncte pe care Recap poate suporta este de un punct pe milimetru cub, iar punctele redundante vor fi filtrate. Dacă scanarea brută este într-o unitate de măsură diferită de proiectul Recap, acest lucru poate cauza probleme de decimare neașteptată a mai multor puncte. Deoarece norul de puncte este indexat pe scanare, există încă puncte redundante prin suprapunerea stațiilor. Punctele redundante pot fi eliminate numai atunci când se exportă norul de puncte într-un fișier singur RCS. Valoarea intensității constă în returnarea energiei fascicului laser, care este independentă de senzor și ar putea fi utilizată pentru a indica calitatea măsurătorii. Acest slider de reducere a intensității este folosit pentru a filtra punctele cu intensitate prea scăzută sau prea puternică. Zona albastră reprezintă puncte care sunt incluse. De exemplu, dacă zona albastră variază între 20 și 80% și intervalul de intensitate este între 0 și 255 de trepte, atunci vor fi păstrate numai punctele cu intensitate în intervalul 0,2 x 255, 0,8 x 255. Restul punctelor vor fi eliminate. Pentru a pregăti corect proiectul Recap, sistemul de coordonate trebuie setat corect pentru scanarea LiDAR. După cum am menționat mai devreme, Recap este proiectat într-o serie de etape, adică import, înregistrare, editare și export. Deci ne așteptăm ca sistemul de coordonate să fie setat înainte de începerea procesului de import.
După ce sistemul de coordonate este setat, informațiile despre coordonate sunt păstrate în fișierul RCS. Chiar dacă utilizatorul poate schimba sistemul de coordonate în setarea proiectului, transformarea este efectuată în timpul rulării și valoarea coordonatelor nu este modificată în fișierul RCS. Când importați date brute în RECAP, trebuie să specificați în ce sistem de coordonate se află datele brute, precum și sistemul de coordonate target. Dacă fișierul PTX are date care sunt deja într-un anumit sistem de coordonate, trebuie să precizați acest lucru în RECAP. Dacă doriți să lucrați cu datele din acel sistem de coordonate, trebuie să setați targetul, adică sistemul de coordonate țintă, același cu cel de input. Punctele din RECAP sunt reprezentate în unități metrice. RECAP preia în mod implicit coordonatele punctului de intrare ca unitate metrică. Cu toate acestea, pentru fișierul LAS puteți specifica sistemul de coordonate de intrare ca sistem de coordonate în unități imperiale, apoi RECAP va converti coordonatele brute din unitatea imperială în unitatea metrică. Dacă este specificat sistemul de coordonate, nu se va aplica nicio transformare și coordonatele originale sunt păstrate. Dacă scanările au fost deja înregistrate în alt software, puteți sări peste înregistrare, ceea ce vă va economisi mult timp și va păstra transformarea originală a scanărilor de intrare. Rețineți că fluxul de lucru de înregistrare va folosi originea primei scanări de bază ca originea sistemului de coordonate comun al proiectului. Utilizatorii ar putea să alinieze setul de date pe un alt sistem, de exemplu un sistem de coordonate geografice sau un coordonate dintr-un studiu existent al unei structuri. Utilizatorii pot atinge acest obiectiv importând puncte măsurate în teren sau folosind instrumentul poziționării originii. Dacă doriți ca datele GPS să le integrați în proiect, le puteți utiliza ca puncte de control în procesul de înregistrare. Întreg norul de puncte poate fi ajustat pe baza unei combinații de puncte de control cu țintă sau fără țintă. Sunt necesare cel puțin 3 puncte. Pentru a face acest lucru cu un nor de puncte, reveniți la modulul de înregistrare. De asemenea, puteți importa puncte de control dintr-un fișier TXT. Coordonatele din fișierul text reprezintă coordonatele în care doriți ca punctul să fie convertit. Un lucru important este că trebuie să utilizați tabul ca delimitator al coordonatelor punctelor de sondare. În RECAP versiunea 7 aveți posibilitatea să vă rotiți proiectul norului de puncte folosind widget-ul de mini-map sau mini-hartă. Apoi faceți click pe pictograma plus pentru a actualiza originea utilizând setarea curentă de rotație a cubului de vizualizare. După ce aveți un proiect RECAP pregătit, gata de utilizare, următoarea etapă este să exportați proiectul pentru a fi utilizat în fluxul dumneavoastră de lucru. Datele din norul de puncte pot fi exportate în următoarele formate. RCS unificat sau RCP. Atunci când alegeți RCS unificat, întregul nor de puncte va fi unificat folosind un grid ierarhic. Punctele șterse și punctele redundante vor fi eliminate din norul de puncte, creând astfel un fișier RCS pentru următorul flux de lucru. Dacă doriți să aduceți norul de puncte pregătit într-o altă aplicație, puteți alege să exportați fișierul în format PTS sau E57. Performanța unui proiect RECAP de dimensiuni mari este un lucru important. RECAP păstrează istoricul editării astfel încât editarea să aibă efecte și pentru punctele introduse ulterior în flux. Pentru un proiect mare cu multe scanări este foarte util să izolați sau să ascundeți unele scanări pentru o mai bună editare, analiză și inspecție. Începând cu RECAP versiunea 7.1, utilizatorul va putea folosi tasta Shift-Control pentru a selecta mai multe scanări în proiect, astfel încât utilizatorul să poată ascunde sau arăta scanările fără a face click pe pictograma lor. Un alt instrument este instrumentul de izolare, instrument pentru a ușura selecția, folosind comanda Alt-Click pe pictograma Eyeball, puteți izola scanarea selectată și ascunde restul scanărilor.
După cum am menționat mai devreme, performanța este afectată de numărul de selecții efectuate în timpul editării. Optimizarea proiectului încearcă să reducă numărul de selecții prin salvarea informațiilor din fișierul RCS, în loc să calculeze etichetele sau flagurile din mers. În prezent, optimizarea are efect numai asupra operațiilor de ștergere și nu funcționează încă pentru regiuni. Norul de puncte tridimensional este indexat pentru a accelera procesul de randare. Când punctele sunt șterse, ele nu vor fi eliminate imediat din structura norului de puncte indexat. Sunt marcate cu o etichetă sau un stack, toate punctele care urmează să fie șterse. Când salvați proiectul și alegeți să-l optimizați, flagul de ștergere este persistent în fișiere, dar nu este eliminat, astfel încât puteți anula toată operațiunea de ștergere dacă doriți. Când alegeți opțiunea Save As, punctele șterse sunt eliminate din norul de puncte și dimensiunea fișierului sursă este redusă. Astfel, punctele șterse nu mai pot fi recuperate. Pentru a îmbunătăți performanța editării norului de puncte, Recap 7.1 a făcut câteva modificări permițând ca rezultatul editării să fie stocat în folderul cu fișiere temporare în cache, deci veți avea mai multe fișiere de tip VCH generate în folderul cu fișiere temporare din cache. Utilizatorul poate salva frecvent pentru a se asigura că fișierele respective memorează cele mai recente modificări. Pentru a vă împărtăși proiectul cu alți colegi sau clienți, este bine să știți mai multe despre ceea ce este inclus într-un astfel de proiect Recap. Principalele tipuri de fișiere sunt explicate: RCS, care este un fișier de nor de puncte 3D indexat, RCC, care sprijină fluxul de lucru legat de scanarea structurată, Thumbnail, care sunt sfere de vizualizare în pagina de indexare, fișiere de tip LLTT, care mapează textura pentru sferele în previzualizarea 3D în timpul înregistrării, și fișiere temporare în cache. În acest folder conține fișiere care trebuie să accepte harta de localizare, vizualizarea reală și vizualizarea înregistrării. Toate fișierele pot fi generate și sunt folosite pentru a accelera fluxurile de lucru în Recap. Dacă un proiect este salvat ca un proiect nou, fișierele temporare din Recap trebuie regenerate. Data viitoare, când proiectul este deschis în Recap, fișierele temporare din cache vor fi regenerate la cerere, ceea ce înseamnă, de asemenea, că va încetini procesul de încărcare a proiectului dacă aceste fișiere temporare nu sunt prezente. Odată cu retragerea A360, colaborarea cu proiectele Recap a fost mutată în Autodesk Drive, începând cu Recap versiunea 7.1. Fluxul de lucru este nou și ușor diferit de fluxul de lucru anterior folosind A360. Desktop Connector este un serviciu desktop care integrează o sursă de date Autodesk cu folderul și structura fișierelor mapate local pe calculator pentru a avea o gestionare ușoară a acestora. După ce Autodesk Drive este configurat, acesta poate fi găsit în secțiunea DSPC de pe sistemul de operare Windows. Când utilizatorul publică un proiect cu Autodesk Recap, fișierele de proiect sunt transferate în spațiul de lucru local, iar Desktop Connector va programa încărcarea fișierelor de proiect în stocarea în cloud Autodesk Drive. După ce proiectul este publicat, el poate fi deschis în Autodesk Drive și vizualizat în Autodesk Viewer. Proiectul publicat poate fi de asemenea partajat cu colaboratorii dumneavoastră, astfel încât să poată vedea folderul Share with Me din spațiul lor de lucru Autodesk Drive. Începând cu versiunea 3.0.1, Recap include capacitatea de a crea proiecte din fișiere brute într-un mod automat. Aceste caracteristici sunt accesibile printr-un instrument de import executabil în linie de comandă denumit dcap.exe, situat în folderul de instalare Recap 360. Fișierele sursă pot fi specificate direct în linia de comandă sau furnizate într-un fișier. Dcap este autorizat folosind aceeași licență ca și Recap Pro. Ca și concluzie, Autodesk Recap dispune de mai multe instrumente și funcționalități care ajută utilizatorul să-și îmbunătățească eficiența atunci când lucrează cu scanări de tip LiDAR.
Vă mulțumesc pentru vizualizare și sper că au fost informații utile. De asemenea, pe site-ul menenmachine.ro găsiți informații despre cursurile noastre. De menționat este că unele cursuri sunt disponibile și în varianta online cu instructor. Vă mulțumesc și pe data viitoare!